Bogdan Ionuț Frâncu s-a transformat în călău pentru fosta sa iubită. Cristina Marin, în vârstă de 30 de ani, a fost ucisă cu sânge rece după ce, în urmă cu aproximativ o lună, luase decizia de a se despărți de iubitul ei. Chiar dacă primise nenumărate mesaje de amenințare, Cristina s-a întâlnit duminică cu Bogdan în mașina acestuia pentru a discuta. Bărbatul însă s-a năpustit asupra tinerii și a înjunghiat-o cu cuțitul în zona inimii. A dus-o pe victimă într-o pădure unde a continuat să-i aplice lovituri cu cuțitul până a omorât-o. Cruzimea bărbatului a mers mai departe. A trimis poze cu trupul plin de sânge familiei fetei, care a anunțat imediat autoritățile. În fapt, am reținut că la data de 11 decembrie acesta s-a deplasat din localitatea de domiciliu pe raza comunei Bircii, județul Olt, pentru a discuta cu fosta sa prietenă de care se despărțise de curând, și pentru că aceasta a refuzat să continue prietenia, i-a aplicat inițial o lovitură cu cuțitul în zona inimii, după care s-a deplasat cu autoturismul împreună cu aceasta într-o zonă lăturalnică pe raza comunei Optaș Măgura, unde a continuat să o înjunghe cu același corp delict, aplicându-i multiple lovituri care în cele din urmă au și generat moartea. La scurt timp după ce a săvârșit odioasa crimă, Bogdan Ionuț Frâncu a fost prins de polițiști într-un hotel din Pitești. În mașina acestuia a fost găsită arma crimei. Bărbatul a recunoscut că a ucis-o pe fosta lui iubită și i-a condus pe polițiști în pădurea unde lăsase cadavrul. Pentru fapta sa riscă să-și petreacă tot restul vieții în spatele gratiilor. Procurorii parchetului de-a palincă Tribunalul Olt au dispus reținerea unui bărbat de 37 de ani din municipiul Pitești, județul Argeș, pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat prevăzută de 188, 189 și H cod penal. În cursul zilei de astăzi urmează să solicităm judecătorului de dreptul și libertății în cadrul Tribunalului Olt arestarea preventivă pentru o durată de 30 de zile. Pentru infracțiunea de omor calificat, legiuitorul prevede detențiunea pe viață, alternativ cu închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. Pentru a motiva cumva oribila crimă, asasinul a postat pe o rețea de socializare mai multe mesaje. În ultima postare, acesta și-a cerut iertare cunoscuților pentru fapta sa. Poate mulți mă vor condamna, dar cei care mă cunosc, care știu cum am fost, vor recunoaște că nu am fost așa. Nu am vrut decât să fiu fericit, găsisem pe cineva, aș fi făcut totul să fie bine. Nu a fost să fie. Orgoliul ei a învins în relația noastră. Aveam nevoie de sprijin moral, dar nu s-a putut, a scris Bogdan Ionuț Frâncu în mediul online, chiar în ziua în care și-a omorât fosta iubită.